Bună dimineața, prieteni! Bine v-am găsit, prieteni, oameni buni! Prieteni, am gătit aici fasolică, prieteni! Ia vedeți ce am gătit, prieteni, fasole verde cu carne, cu jampon afumat. Am gătit fasole și am făcut și ciorbiță de perișoare, prieteni. Ia vedeți, am pus o mână de orez. Să pui două modi de mâncare, prieteni. Și acum trebuie să fac curat, prieteni. Am spălat vasele, a fost cătă pe aceea, Anca. Trebuie să-l șterg pe jos, să fac un pic, prieteni, aceea curat. Așa, prieteni. Ha, prieteni. La noi la Straia e bombă, prieteni, bombă la noi la Straia. A luat-o tot razna. Toate fetele razna, prieteni. Nu mai stă niciuna, prieteni. Da. Toți sunt pe interes. Adică, interesul, prieteni. Spuneați, nu vorbi, Dana, nu vorbi, Dana, urât, spuneați. Dana, nu vorbi de fata, cu minte, prieteni, am fost cu minte de tot. Da, cu minte de tot. Să ne-am la ea, a fost foarte cu minte, prieteni. Da, foarte cu minte. Mi-a mâncat bani, prieteni, mi-a mâncat tot. Aia ce înseamnă? Că și la voi la români. Și la voi la români. Tot așa e, prieteni. E așa. Mănâncă tot fetele care tot și pleacă. E așa. Așa, prieteni. Aveți grijă, prieteni. Aveți grijă ce faceți, pe unde, pe cine băgați în casă. Fiți atenți, prieteni. Da. Pe cine băgați în casă, pe cine aduceți. Grijă mare, prieteni, să aveți. Da. Trebuie să aveți grijă ce faceți, cu cine umbrați, cu cine băgați în casă, grijă mare. Ce faci, da? Tot așa ai fugit. Tot așa ai porăgăit. Da. Ce bani ase? M-a dus mașina de la fata de dincolo. Să spun bateria, Dana, să te sun să alimentezi și tu, să bagi și tu motorină. Du-te și tu și bagă și mie. Dar tu de ce nu te duci? Ne ducem. Am treabă, uite, mai văd pe aceea, mai una alta, mai am treabă, uite. Toate prosoapele mi-a luat copilul să șteargă trotineta. Mă, Dana, dar tu câți copii ai? Că un copil ai.
Un copil, dar mă supără. Care? Copilul meu te supără? Da. E, du-te mă de aici. Mai bine dacă luai fată să pleacă. Da, trebuia să-mi viez o fată, prieteni. Așa este. Da. Așa e. Mă, ce mi-e murdărit pe papuci. În omolă, uite, în omolă toate puse. Cu cât ai dat, bă, postule, pentru tine de asta? 10 milioane. 10. 1000 de lei? Au, domne, ce vreme frumoasă, prieteni. Mai exersez și eu, mai aici. Mă, cum mai aranjez și eu, mai am de treabă aici un pic. Ce să facem? Mâncare, am făcut două mâine de mâncare. Deci. Tică s-o văd, tu și mă vedem. Treci? Nu? Jos. Să mă duc la mamă, auzi și tu. Să văd ce-a făcut și aia. O să mă cer cu nora ei, care nu vrea găini, prieteni. Da, o să mă cer cu nora sa, că nu vrea găini, prieteni. Da. Nu vrea găini, nu-i place găinile. O să mă duc să-mi iau găinile înapoi. O să răs, prieteni, ce face? Nora nu mamă, auzi, că nu-i place găini. Ce-am adus eu pe cap cu ei găini, auzi? Altă treabă n-are, ea are treabă de găini, auzi. Da. Măi, șersă-i, mai una alta pe aceea. Da. Ce să facem? Mă duc să mă cer cu el, mama. Prieteni, Dumnezeu e mare. Cum am spune a meu? Nu vorbiți, nu bârfiți, nu dușmăniți. Că există un Dumnezeu. Și nu trebuie să vorbim de unul de altul. Și nu trebuie să mâncăm banii nimănui, să bârfim. Să stăm cu omul ăla pentru interes, pentru bani. Că nu mai are confirme, nu mai are bani. Gata. Stăm la el, așa. Mă, cât aveam bani, asta la mine. Da, văzut că nu mai dau bani, gata. M-a făcut de cap. Da. Vedeți cum e treaba asta, dar nu zic, prieteni. Mai aștept, mai așteptați și voi să vă spun. Cine a bătut joc de mine, Dumnezeu are grijă de toți. Cine a râs de mine și a bătut joc de munca mea, de viața mea. N-am vorbit de nimeni, n-am vorbit pe nimeni. Da. Alții s-a bătut joc de mine, de copiii mei. Da. De pe cel mai se redau. Când nu mai l-am dat, gata. A plecat și m-a bârfit. Prietenul tău e pozonarul, prieten, nu mai faceți prieteni. Vedeți ce se întâmplă? Da. O să revenim, prieteni, de la mama de acolo, o să vedem. Am revenit, prieteni. Ce să vede așa? Să se undeva telefonul.
așa, prieteni, am fost și eu pe afară, mai făcui acolo țără curat, măturai curtea, e un frig afară, prieteni, de nu poți să stai. Ce să facem, prieteni? Asta e. Asta e, prieteni, trebuie să calc și eu cămășile lui Nasie, prieteni. Dumnezeu m-a spus, Dumnezeu ne judecă pe toți, noi nu judecăm pe nimeni. Da, nu trebuie să judecăm, că mă știu, uite, să fac pe toate, că nu mai nu sunt, parcă nu sunt bine făcute, prieteni. Da, arunase că mășile să le fac, să le calc, trebuie făcute. Ce să facem, prieteni? Deci, e greu. E foarte greu. Eu nu bag joc de nimeni, eu nu vârfesc pe nimeni, prieteni. Deci, multă lume a vorbit urât de mine. Deci, m-a jinit familia mea, a jinit copiii mei, mi-a mâncat banii, prieteni. Nu mai contează banii cât am cheltuit. Nu mai, prieteni, nu mai contează, dar contează viața, contează sufletul, că sufletul că ne-a jinit și ne-a... Da, de râs, prieteni, ne-a făcut de râs. La noi, la țigani, de râs, e rușine. E cea mai mare rușine, care nu a făcut-o nimeni în straia aceea, în șatra. Uite căvășuța lui, uite căvășuța cât era de mic copilul meu. A bătut joc de sufletul meu, Dumnezeu, nu vreastă-mă, Dumnezeu ne judecă pe toți, prieteni, care vorbește urât, care are treaba, da, care are treaba, care a vorbit urât. Dumnezeu are grijă de toți. Uite, prieteni, ăsta care l-a luat oameni buni, știți când... Când am fost la Florea, atunci ce miroase de frumos și l-am pus în mobilă. Vedeți? Ăstea care l-am fost la Florea atunci. Mă duceam la Flor, mă duceam oriunde cu ea să o prim. Uite, ăștia l-am luat cu ea. Când am făcut fata asta. La Flor, de ăla, mou, când i-am făcut poze. Vedeți? Ziceți că Dana era ea. Să mai spuneți că Dana era ea. Da, Dana era, să mai spune de mine ceva. Uite, miroase toată, aici, toată mobila, prieteni. Da, toată mobila, asta e călcată, mă. Uite, mă, și uitați-mă cum mai am bani. Bă, și eu duceam că nu mai am. Bă, de 2,5 milioane. Uite-te și tu. Doamne, în cămășile, nu știu cum că mare lasă aici. În cămăș avea bani. Doamne, prieteni. Păi ce înseamnă dacă fac curat și scot lucrurile din mobilă? Păi pare, e frig. De asta mă uit să văd dacă pot să dau cu mașina. Dar sunt călcate, sunt aranjate, că mă, așa, ainele. Ce mai găsim ceva la noastră, uite-mă, un biloțel. Uite-mă, și ieri, prieteni, să vă spun. Uite cât bani avea noastră în aină. Prieteni, 2,5 milioane. Doamne, prieteni. Prieteni, și eu ieri am luat bani de la copil, dar am luat pâine. Ieri n-aveam bani. Ca astăzi am luat bani și am plătit apă, am plătit curentul. Și uite, în aina lui noastră a fost banii ăștia, vă zoreți. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu, ține cu mine, prieteni. Nu știu, ieri de ce nu am căutat să aranjez hainele să le găsesc? Oare de ce? Și n-aveam motorină să băg, uite. Doamne, 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 n-asta e pitură bani. Ce să facem? Trebuie să fim cu inima deschisă. Eu îmi vine să plâng, prieteni, din cauza că
sufletul meu și sufletul copilului meu care era distrus. Da, de asta am venit să plâng, e sufletul copilului meu care l-a supărat. Și l-a jinit și l-a supărat și l-a străinit supărarea prietenii. Da, mie vine așa câteodată să plâng din cauza copilului meu care l-a supărat și l-a năcăjit. Da. Asta, prieteni, cum am spus eu, Dumnezeu ne judecă pe toți. Eu nu mai vorbesc de rău de nimeni. S-am spus că nu vorbesc. M-am spus, prieteni, adică. Da, ăștia o să le dau. Uite, costumul. Vedeți, prieteni? Uite. 13 ani. Costumul lui de 13 ani. Poate are și el ceva. Vedeți? Da. Hai așa până că m-a ajuns lucrurile lui. Oh, Doamne, 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 ce să mai face, prieteni? Uite, asta e aina lui. Ce să mai... Ainița lui copilul meu. Uite. Uite pantalonașii, uite, că sunt de mici. Vedeți? Ce credeți? Mă arătă-mă pantalonii. Uite, cât era de mic copilul meu. Vedeți, prieteni? Vezi, uite, ăsta-i corp. Doamne, prieteni! Uitați! Să fac. Doamne, ai grijă de toți, Doamne. Ai grijă de toți, că eu nu m-am bătut joc de nimeni, eu nu am vorbit urât de nimeni, doar am zis la supărare, poate, și după aia am zis, Doamne, iartă, am zis câte vorbă urâtă la supărare, așa. Dar așa eu nu aveam treabă cu nimeni. Da. Pantalona și micuț. Doamne, cât ea de mic copilul meu. Ce să mai... Ce să mai... Mamă, ce miroasă, prieteni! Ce miroasă ăsta, nu mai pot! Ai de mine! Ce miroase de frumos! Ce să fac? Ce să fac, Doamne? Eu sunt bine, adică eu nu sunt supărată, prieteni. Eu sunt foarte bine, mă, sunt bine. Foarte bine mă simt. Dar eu nu judec pe nimeni, eu nu vorbeam să vorbesc curând. Când am vorbit și eu puțin, îi puneați toți partei. Toți îi pusă în spate. Nu vorbiți, nu vorbiți de... Haideți să nu vorbim nimica. O să vă spun eu mai târziu mai multe detalii. Nu mai zic nimic. Ce să mai zic? Așa a fost să fie. Soarta. Da. Să vine copilul să mă duc cu el și eu să bag motorină. Ce să fac? Eu nu țineam la nimic pe lumea asta, la copil, la nimic, o consideram ca fata mea. El o consideram fata mea, o învățam numai de bine. Dar a bătut joc de noi și de... O să prângă ea, prieteni, o să ne prângă toată viața ei, toată vecișoara ea câtă trăiește ea. O să mă prângă pe mine și o să strigă, Doamne, am fost eu bine, dar mă iubea, ținea la mine, o să zică ea, că țineam la ea, prieteni, că vorbeam frumos cu ea, o învățam să facă pe aia, pe aia, eu nu ziceam din dușmănie, ea poate că se gândea că îi zic din dușmănie, dar eu o învățam, o să mă prindă ea pe mine, o să vedeți voi,
Toată viața ei o să mă plângă pe mine și pe copilul meu. Toată viața ei. Că ne-a mințit și n-a ținut ținea la noi și a bătut joc de noi. Da, toată viața ei. O să-i pare ei rău de mine, de bunătatea mea. Și de bunătatea lui copilul meu. Ziceam, stai bărbate mai încet, îi spuneam bărbatul meu. Lasă să vedem dacă ne iubește, dacă ne ține. Vreau fată să avem la bătrâneță. Să am și eu o fată până la bătrâneță, să mă ține la bătrâneță. Da, că nu mai fi eu, că nu mai putea, să are grijă de fiul meu, să are grijă de casă, de lucru, că pentru ea alergam și munceam. Ce mie îmi face? Îi spuneam, nu mai spune așa că nu e bine, mie îmi face. Ție îți faci, mie nu-mi faci. Nu muncești pentru mine, așa spunea. Da, așa spunea, că nu muncesc pentru ea. Așa spunea ea. Lasă, o să ne plângă ea. O să o vedeți, voi prieteni. Există un Dumnezeu, nu trebuie să vorbim urât. Nu am vorbit urât. N-am jinit, nu vreau să jinesc pe nimeni. Deci, eu nu vreau să jinesc pe nimeni. Ce să facem? Asta e. O să mă duc să iau un fier de călcat, o să mă duc să iau ce trebuie, să calc cămășile, să fac aceia lunase, să-i pregătesc, prieteni. Asta e, ce să facem. Deci, prieteni, cum mi-am găsit eu banii, prieteni, uite și tu hainele lunase, că cum am găsit banii, prieteni, uite. Uite. Uite și tu, Doamne, și eu n-aveam bani. Hai, prieteni, o să revenim, mulțumim frumos, prieteni, și o seară bună să aveți, prieteni. Am revenit, prieteni, aici și eu, la bucătarul, prieteni, cu Nașu Marian, aici. 10 videoclipuri, da. Domnul Nașu, Nașule, să trăiesc, Nașule. Mă, ce pregătiți aici și au venit după miros. Mirosul te-a adus. Mi-a dus mirosul. Cine m-a droglat cu ce e aici? Prieteni, toți acum cu... Ce e aici? Uitați. Ce cu atâta telefoane? Nașul. Da, Nașul. Nașul e să preface. Bă, Nașule, noi trebuie să... Nașul e aici. Mamă, m-am dus cu găinile să le prim. Și scăparul, nu știu cine, am lăsat pe bagajul, de știți, să le iau și aer. Și nu mai e niciun om pe bagajul. Țăriră. Nu le aduce să le băgăm la dureare. Ce le prim, bai? Le prim și pe ei. Am avut două sticle de apă, le bagă apă pe gură dacă le rău. Le bag apă pe gură, auzi, dar ala. Bă. Nu mai e. Nu mai e, gata. N-am împachetat hainele tale care n-aveam bani ieri. Găsi bani în geaca ta. În hainele tale. Nașa, unde e? Veni, Nașa. Prieteni, vă mulțumesc, prieteni, pentru tot. Așa facem, da. Ce ai zis? Crapul pe masă, frig, du-te înăuntru să-l vezi. Da. Crapul pe masă. Hai să văd, că după aia închis și aia, că să-mi închis și eu filmarea. Unde e capul? Unde e un peștele? Păi ce făcurăți aici? Bă, ce barunchiule! E supărat, unchiule? Nu! O să fiu supărat! Supărat de tot, unchiul e supărat. Uite-mă aici, ce pregătire aici e așa. De tot, bă! Prieteni, vă mulțumesc pentru tot! Uite, găinile mele care au dispărut, cum a ajuns aici? Domnul bucătar, eu cred că găinile mele, cum a ajuns aici? Să fie bine, asta ce-i place lui Nașa. Mănâncă numai de alea, zi... Eu mă gândesc că găinile mele care le-am pierdut. La capac, mă, ce tuci frumos, ce-i ăsta?
Tigaie? De unde e tigaia asta? Prieteni, o seară bună, prieteni, vă doresc. Și la revedere, prieteni.